10 medici de familie și patronii unei farmacii din Oradea acuzați că au falsificat aproape 14.000 de rețete au fost trimiși în judecată. Prejudiciul în acest caz se ridică la aproximativ 700.000 de euro. Medicamentele erau înregistrate în contabilitatea a 6 farmacii și prin operațiuni fictive se obținea deducerea de TVA. Aproape 13.400 de rețete fictive au fost eliberate între anii 2012 și 2014 în numele unor pacienți care nu au beneficiat în fapt de tratamente. Ancheta procurorilor DICOT a început primăvara trecută, iar medicii și patronii unor farmacii au fost arestați pentru 30 de zile în luna august. Odată ancheta finalizată, procurorii DICOT au dispus trimiterea în judecată, caz care va fi soluționat de magistrații Tribunalului Bihor.